Nu de puține ori am adus în dezbatere producțiile la ovine care pot crește doar printr-o selecție riguroasă a exemplarelor valoroase. Așa se întâmplă la crescătorii care sunt în control și au grijă să urmărească evoluția turmei. La o demonstrație pentru controlori am participat zilele trecute în Hunedoara, acțiunea fiind organizată de Asociația Crescătorilor de Ovine Dacia și pe care vă invităm să o urmăriți și dumneavoastră. Controlul oficial al performanțelor, că începem cu subiectul zilei, este sau nu eficient pentru ceea ce înseamnă evoluția performanțelor într-o turmă? Păi este. Spre exemplu, dumneavoastră de când sunteți în control cu animale? Suntem din 2016. Așa. Deci de 9 ani. De 9 ani, da. Am luat berbești de la domnul Andrișoiu și am făcut un pic de performanță, cum să... Adică? Au o creștere mai mare în greutate miei, aveți o producție mai mare de lapte, că până la urmă astea sunt caracterele pe care le urmăriți la control. Oricum, noi am ținut meluțe și înainte, care de la oi care erau mai bune de lapte, berbeci, iară țineam, care tot de la mame bune de lapte și care erau mai mari, mai frumoase și nu, acum un pic genetică mai bună. Astăzi discutăm despre alt performanțe și la aceeași rasă. Dumneavoastră, spre exemplu, creșteți țurcană, dar varietatea? Varietatea Wakeshe. Wakeshe pe brează. Asta vă place dumneavoastră. Da. Haideți să vedem prietenul dumneavoastră, domnul Marius. Fiecare crescător de animale, vorbesc ciobani în paranteză, să ne numim așa cum trebuie, au făcut performanță, chiar dacă nu a făcut CEO, că el ce-a oprit cele mai frumoase miere din cele mai bune oi berbeci, din cele mai bune oi de rasă, să aibă o lungime corporală, să fie înalt, să fie lung, greutate corporală să fie. Deci am făcut. Și ciopeu a fost bun. Ce nu a fost bun și ce s-a stricat, acum că am intrat toți într-o apă și un pământ. Ori am cumpărat berbeci de rasă ca să facem rasă bună și să avem productivitate mai bună, am luat o subvenție, acum nu mai e valabilă, e valabilă, dar intră toată lumea, și care nu cumpăra berbeci de rasă, ca să intre, iau tot aceeași subvenție ca și noi care am cumpărat berbeci, am dat bani pe ele. Ori noi am făcut rasă, pentru că fiecare crescător de animale aici tinde să ajungă la o performanță bună, să aibă marfă frumoasă, să aibă animale frumoase și tot ce trebuie. A, ce să facem? Asta sunt vremurile de astăzi. La ora aceasta, care este cuantumul pe care îl primiți sau ar trebui să-l primiți pe cap de animal? E o întrebare care e cam cu puncte. Puncte. Noi ce să zicem? Nici noi nu știm. Subvenția n-am primit-o până acum, așteptăm să vie ca pâinea caldă din cuptor, dar nu putem să ne pronunțăm cât e subvenția și ce ne dă. Din moment ce am intrat toți într-o apă și un pământ, sigur că s-au redus, nu mai subvenția, ce a fost, era vorba undeva la 15 euro sau cât, cam așa ceva, gen. 15-17 euro, acum cine știe, dacă ne dă la toată lumea la fel. Ideea era să se dea pe meluțele pentru reproducție la un moment dat? Păi ni s-a promis că ne va da pentru meluță și am oprit meluță tot timpul, că oricum trebuia să facem reînnoirea efectivului și așa, dar n-am primit nicio subvenție și nu știu ce se va alege. Să vedem acolo, că s-a propus la domnul ministru, să vedem, aprobă, nu aprobă. Că să dea o subvenție, era vorba de vreo 5 euro, 10 euro pe cap de mială. Dar pe nu știm dacă se dă sau nu se dă. Că munca depusă de ani de zile de aceste asociații, cum e aceasta și alte asociații, că din fericire nu este singura, își văd efectele, într-adevăr este o muncă mare în spate, dar de asemenea lucru îmbucurător este că Ministerul Agriculturii, începând cu anul 2024, a mărit aceste tarife, tocmai pentru a încuraja aceste asociații să continue să facă performanță, pentru că odată ce fac, sunt animale performante, animale cu o altă valoare genetică și prețul și valoarea lor este mult mai mare, pentru că știm foarte bine, România nu este o țară foarte mare consumatoare de carne de ovine, dar lucru îmbucurător este că sunt solicitate, vândute, unde împreună ANSVSA-ul cu Ministerul Agriculturii au deschis mai multe piețe externe și iată că țările arabe
iubesc această specie și această rasă de țurcană care este foarte bine primită și consumată de către țările arabe. Există practic o oportunitate pentru România, pentru crescători, prin a crește efectivele pe care le avem în acest moment peste 10 milioane. Există loc și de mai mult și de mai bine, ca să zic așa. Apropo de mai bine, aveți vreo veste în privința plăților? Da, așa este. Odată, cum spuneam, că s-au mărit tarifele pentru registrele genealogice, dar știm că pe lângă acestea, ovinele și caprinele beneficiază de sprijin financiar atât de ajutoare naționale tranzitorii, de acele ANT-uri 8 și 9 pentru ovină și caprine, sau sprijinul cuplat în sectorul vegetal, care s-au acordat încă la începutul plății avansului, dacă vorbim de subvențiile de la APIA din data de 16 octombrie și acum la plată finală. În ceea ce privește plățile APIA, lucru îmbucurător este chiar în ședința de guvern de ieri, a fost aprobat memorandumul de către făcut de Ministerul Agriculturii, a fost aprobat în ședința de guvern, și s-au suplimentat fondurile pentru Ministerul Agriculturii, astfel încât atât subvențiile și toate formele de sprijin pe care APIA le acordă, și nu doar APIA, pe care le acordă Ministerul Agriculturii, și plus și pentru dezvoltarea sistemelor informatice au fost aprobate de către guvern, astfel că se fac în linie dreaptă toate plățile pentru acest an. Este întâlnirea anuală, respectiv cursul de pregătire pentru controlori și bonitori pe care Asociația Dacia, coordonatoare a Registrului Genealogic pentru specia vină rasa țurcană, îl oferă controlorilor noștri an de an. Bine ați venit, deci, în județul Hunedoara și bine ne-am reîntâlnit. Da, am văzut și foarte mulți crescători din Alba, așa cum vă stă bine întotdeauna să veniți cu dumnealor aici. Și în același timp am și discutat cu mare parte din ei. N-am să discut despre controlul oficial al performanțelor, ci mai repede haideți să discutăm despre problemele crescătorilor în această perioadă, dacă ele sunt și sunt, pentru că așteaptă bănuții pe ceea ce înseamnă susținerea pe cap de animal, SCZ-ul, cum s-ar spune. Absolut, deasupra tuturor lucrurilor și depărtându-ne de situațiile din zonele limitrofe nouă, aș vrea să zic că cel mai important ar fi stabilitatea și faptul că ar trebui să știm, pentru că asta înseamnă de fapt orice afacere este în fond și la urma urmei ca o regulă matematică și trebuie să știi termenii și trebuie să-ți dea după egal neapărat plus, pentru că dacă nu este în regulă. În conformitate cu toate veniturile țărilor din Uniunea Europeană, crescătorul de oi din România este prejudiciat și datorită întârzierilor. El nu este aliniat la nivelul țărilor din Comunitatea Europeană și primul lucru care ar fi foarte bine să ne gândim, dacă s-ar putea și bineînțeles conducătorii noștri, să existe nu neapărat echitate, cred, financiară nu poate să existe în acești ani și în acest moment în țările este europene, dar măcar să știm pe ce bani ne putem baza și cât de cât să-i ajutăm să echilibreze și să rămână niște prețuri cât de cât stabile de la un an la altul. Sunt trei activități importante, le-aș spune eu, într-un program de ameliorare pe ovine. Aș începe cu înregistrarea fătărilor într-un registru genealogic, cu selecția, bonitarea animalelor, ceea ce am văzut astăzi a fost un program de pregătire, deci înaintea selecției, și cu perechile pentru reproducție. Program de ameliorare care poate să meargă mai departe, să-și atingă obiectivele și prin o selecție unitară la nivel național. Este un program care la nivel național reprezentativ, adică are filiale în fiecare județ al țării și pentru asta ar trebui ca și la, să spunem, la nord și la sud să avem aceeași notă dată pentru un animal. Ceea ce ați văzut astăzi sunt animale performante. Aș remarca aici foarte important lucru, că se închide acel triunghi rasă-masă-casă și lucru foarte important, dimensiunile corporale al animalului. Dacă e un animal mic, un corp mic, nu s-a niciodată o greutate mare, deci nu s-a niciodată o performanță. Ați văzut animale aici bine dezvoltate, cu deschideri mari pe zona pieptului, da, cu dimensiuni destul de mari, care sunt promițătoare pentru ei. Sunt animale care duc mai departe generațiile pentru reproducție pe rasa respectivă. Asta înseamnă că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani sau de peste 10 ani în ceea ce privește controlul oficial al performanțelor a fost făcut și acum se văd
rezultatele sau încep să se vadă și să se simtă de crescători aceste rezultate? Nu, rezultatele se văd de mai mult timp. Ele sunt văzute cu fiecare generație în parte, pe animale respective. Un argument pentru rezultatele pe care mi este locul care ocupă România în creșterea ovinelor în Europa, unul din cele trei locuri fruntașe ale Europei, și suntem într-o economie de piață. Dacă n-am avea rezultate, n-am vinde în afară. Se vinde în afară. Eu mi-aș dori pentru toate registrele genealogice pe rasele de ovine din România să țină astfel de evenimente de instruire. Sunt sigur colegii mei vor participa la toate, pentru că trebuie să monitorizăm atent activitatea lor. Cu cât activitatea este mai bine efectuată, mai bine înregistrată într-un program de ameliorare, cu atât rezultatele se vor vedea mai repede. Cum te numești tu? Mă numesc Polifronie Dimu. Dimu? Ca pe bunic. Ca pe bunic, bravo! Ce vei face tu așa, pe viitor? Pe viitor vreau să preiau meseria tatălui meu și să o duc mai departe. Și a tatălui, dar și a bunicului, al cărui nume îl porți, un om pe care eu personal l-am cunoscut și a fost un om deosebit. Și sigur că sectorul ăsta, meseria asta cu care se ocupă și tatăl tău, ție ți se pare ușoară sau cum o vezi tu acum, copil fiind? Eu m-am acomodat deoarece vin de mic la ferme și acum am crescut și sunt cu tatăl meu pe la toate fermele și când poate mă ia și cu el. Și ce îți place ție în domeniul ăsta, în sectorul ăsta al creșterii ovinelor? Îți place o anume rasă sau toate în general? Îmi plac toate în general. N-am o rasă anume care să-mi placă. Deci vrei să devii crescător. Practic, va trebui să faci o meserie, adică zootehnie, medic veterinar, economist, mai știu eu ce, ca să te ocupi de finanțele familiei. Da. Cred că medic veterinar. Sau să-l auzim pe tatăl. Așa cum ne-am obișnuit aici la Romos, a prezentat această activitate de control oficial al producției și lucrările care le fac oamenii din cadrul asociației Dacia. Sunt de apreciat și de felicitat toți crescătorii care dezvoltă această activitate și nu numai, pentru că, până la urmă, așa am spus-o de foarte multe ori, zootehnia e 365 de zile și trebuie să fii implicat 100%. Pentru mine personal e o mare bucurie dacă copiii vor duce mai departe această tradiție, pentru că la noi e un business de familie mai mare, pentru că dacă facem o analiză la întreg grupul de firme Andrășoiu, suntem implicați 100% toți membrii familiei noastre, de la noi doi, copii, gineri, fete, toată lumea, să zic, suntem implicați în acest business. Și l-a categorisit foarte bine, este un business de familie la o scară mai mare. Suntem încrezători și sperăm ca viitorul să fie de partea noastră. Da, pentru că sunt foarte multe investiții pe care le-ați planificat, ele sunt în derulare o parte și sigur că dezvoltarea înseamnă întotdeauna investiții, seriozitate și mai ales prezență, pentru că de multe ori vorbim prin telefon, dar nu ne vedem și astăzi a fost o ocazie de a ne reîntâlni. Absolut, ne chinuim de foarte mult timp să ne întâlnim față în față, ne prindem pe telefon și de multe ori poate în fugă repede că da, suntem într-o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți, să gestionăm foarte bine lucrurile, mai mult ca oricând în această perioadă, pentru că fiind grupul de firme, astăzi cei mai mari din România, cu 13 ferme de creștere și îngrășare, vă dați seama că toate lucrurile acestea îți aduc și o anumită responsabilitate, o anumită seriozitate față de parteneri, adică lucrurile trebuie foarte bine cântărite și orice se stabilește trebuie să se întâmple. Ăsta este sloganul grupului de firme. V-ați propus un target, peste 1 milion de animale să fie exportate. Absolut. Anul 2023 l-am încheiat undeva la
600.000 de capete, ușor peste 600.000 de capete, targetul era de 400-600.000, targetul pentru anul 2024 este de 801.000.000 de capete. Acum, eu zic că cu ajutorul Dumnezeu și bunăvoința noastră vom realiza acest target. Nu este ușor, dar nouă ne place pentru că asta știm să facem, asta am făcut. Am avut foarte multe discuții cu diferite persoane și toți, bă, că nu mai sunteți crescători, voi sunteți comercianți. Nu, noi în primul rând suntem crescători, pentru că noi în fiecare an și astăzi când discutăm, așa, pe ciobănește, cum se zice, fătăm oile noastre câteva zeci de mii de oi. Adică la noi a rămas foarte bine ancorată și partea de reproducție. Nu facem numai parte de achiziție și îngrășare. Da. Suntem în ambele părți și de multe ori le-am zis, bă, nu se poate. Ăsta e drumul, pentru că dacă nu suferă partea asta și dacă partea asta suferă, e o problemă națională, când partea de producție de să sufere, e o problemă. Atunci putem să avem probleme mari și în prezent, dar și pe viitor, ca și țară. Ce s-a întâmplat și care este rezultatul controlului pe care l-ați făcut, demonstrativ vorbim? Sigur, am prezentat evaluarea exteriorului la cele patru linii care le consider rasele ale suprarasei circane. Au participat peste 120 de controlori. Au fost foarte atenți, au pus întrebări pe care le-am explicat așa cum trebuie despre ce înseamnă această activitate și acum urmează partea practică la ei, la în fermele respective. O să ajungem și acolo și sigur că asta se încheie un ciclu. Care au fost notele date? Păi note nu pot să spun că aș fi, dacă n-am dat note aici, mâine o să fie încheierea cursului demonstrativ cu testele pe care trebuie să le parcurgă. Și acolo o să fie, bineînțeles, notați fiecare în parte. Vreau să-l aducem alături de noi pe domnul Adrian Chesnoiu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, pentru că domnia sa este un sufletist ca și dumneavoastră și întotdeauna este alături de crescători și de agricultură în general. Nu lipsește de la evenimente, dar asta înseamnă mult mai mult decât o datorie, ci e o datorie de onoare, dar și o pasiune pe care o are domnul Adrian Chesnoiu. Bun găsit din nou, iată, ne revedem la un alt eveniment de data asta. Da, bine v-am reîntâlnit la Romos. Într-adevăr, nu ne-am mai văzut cam de 6 luni de zile din septembrie, de la sărbătoarea Țurcanei aici la Hunedoara. Dar de fiecare dată, așa cum ai spus, vin cu foarte mare drag, mai ales în primul rând pentru bucuria de a-l putea revedea pe domnul inginer Neață. Pentru mine nu are sens să mai spun, pentru că spun-o 1000 oară, un om care mi-a ghidat cumva viziunea despre ce ar trebui să se întâmple în sectorul zootehnic din România. Și ca să sintetizez puțin, asta înseamnă performanță, implicare, finanțare, în primul rând, și cred că trebuie să vedem rezultatele pe care le-a obținut. Cred că numai eu personal am repetat-o în ultimii 8 ani și am spus că zootehnia românească, mai ales sectorul ovin și vine tare din spate sectorul bovinei de carne, au un potențial uriaș atâta timp cât lucrurile sunt făcute așa cum ar trebui să fie făcute. Adică prin programe sprijinite și finanțate de statul român și puse în aplicare de fermierii care cu adevărat vor să facă performanță. Iar ameliorarea este segmentul care a lipsit agriculturii, zootehniei românești de fapt, să atingă acele culmi pe care ne-am dorit cu toții să le atingă. Pentru că sectorul ovin este cel mai bun exemplu și, așa cum menționam, vine tare sectorul de bovină de carne. Sectorul ovin a dovedit că pornești cu animale de la 35-40 de kilograme, așa cum discutam anul trecut la sărbătoarea Țurcanei, și atinge 120-130 de kilograme din același animal, din aceeași genă, dar ameliorată pe baze științifice, în care scoți, de fapt, potențialul uriaș pe care animalul respectiv îl are și îl pui în valoare. Asta înseamnă bani mai mulți pentru fermieri, înseamnă rentabilitate, înseamnă sustenabilitate pe termen lung și înseamnă dobândirea unei cote de piață într-un sector în care România este lider. Îmi doresc foarte mult și nu e departe, probabil, acel moment,
pe care l-am prefigurat cumva în urmă cu ceva ani, cred că mai bine de 7 ani, când discutam cu domnul inginer Neață, eram atunci director general la AFIR și ne pregăteam să construim sau să elaborăm viitorul plan național strategic de la vremea respectivă. Asta e, schimbările politice n-au mai făcut posibil să ne continuăm munca, dar am avut ocazia să-l pun în aplicare atunci când am venit la minister și acelea erau ideile de la care pornisem. Să facem oaia românească în așa fel încât să ajungă pe masa europenilor, pentru că Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari importatori de carne de oaie din lume. Practic, calitatea carcasei va fi cea care va deschide ușile către comerț. Este a patra etapă de selecție la oaie, care abia aștept să se termine abatorul aici la Bretea și cred că studiul carcaselor va completa tot planul de selecție al României pe oaia țurcană și ce vroiam să-i spun domnului ministru este că așa cum o iubesc ca și consumatori, oamenii din Golf, să nu uităm că foarte mulți au migrat în vestul Europei, au venit acolo și deja există solicitări pentru carne de țurcană în vestul Europei. Abia aștept să facem un studiu de carcasă, să demonstrăm că, de fapt, acest gust foxat de sulf, care este un fals înțeles, este conținutul în acizii grași esențial de tip omega-3, care dă sănătate și savoare pentru toată chestiunea. Dar asta trebuie să o discutăm cu oamenii care, deocamdată, mai au un dinte împotriva acestei rase. Eu, fiind ca și președinte de asociație, trebuie să mă gândesc și la crescătorii de ovine pentru să aibă unde să-și valorifice animalele la un preț corespunzător, spun eu, și Dumnezeu ne-a ajutat și m-a spus și eu cu alte ocazii, trendul este bine, binișor, de an de an în creștere și dacă vorbeam, eu când am început să dezvolt această activitate de îngrășare de tineret ovin pe sistem intensiv, îngrășare pe stabulație, în 2019. Prețul era undeva între 5, 6, 7 lei maxim, dar era undeva la 5 lei. Acum, astăzi, vorbim la un preț de 24 de lei mielul de lapte nefinisat de la crescătorul de ovine. E un preț bun, a crescut an de an, saltul cel mai mare a fost anul 2023 și 2024. E un lucru, eu spun, firesc, care trebuie să se întâmple cu mulți ani în urmă. Am rămas 2-3 ani de zile mai în urmă cu creșterea prețurilor sectorul ovin, care știți foarte bine că am avut probleme foarte mari crescătorii pentru a putea să ne ținem animalele, să nu renunțăm la ele. Numai dragostea foarte mare a crescătorilor față de aceste animale a făcut să nu iasă mai mulți din branșa noastră. Dar la prețul acesta, și o sper în continuare, ca piața se suporte încă cel puțin 20% anul 2024 să creștem prețurile, e un preț care ne asigură să ne acoperim cheltuielile și dacă suntem foarte eficienți noi în procesul de creștere și îngrășare a ovinelor, începând de la crescători și până la noi, putem să ne și rămână niște bănuți, să ne putem dezvolta, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să ținem pasul cu colegii din toată lumea. Noi nu suntem pe o piață europeană, am mai spus-o, noi suntem pe o piață mondială, suntem la concurență cu foarte mari crescători de ovine din Noua Zeelandă, Australia, Africa, toți, și trebuie să fim competitivi. Dacă nu, din păcate, ar fi mare păcat ca acest sector să aibă probleme în România. Eu sper că nu. Facem toate eforturile pentru a duce mai departe această activitate și să o ducem să facem profit. Pentru că vrem, nu vrem, dincolo de dragostea care o avem față de aceste animale, trebuie să ne întreținem familiile, să ne dezvoltăm și să dăm un viitor acestei activități. Această emisiune v-a fost oferită de tehnologia XR Care de la BASF.